Bună, sunt Teodora. Mă numesc Călin Ungurean. Numele meu este Florentina Pelescu. Sunt la un program de master de organizații internaționale. Studiez Computer Science and Engineering în cadrul facultății TU Delft. Sunt studentă la Universitatea din București, Științe Politice. Locuiesc în Portugalia. Am venit aici în februarie cu mobilitate Erasmus pentru a studia un semestru. În momentul de față sunt în casă, unde sper că sunteți și voi. În momentul de față sunt în Olanda, în Delft. Și deocamdată sunt blocată în Olanda. Cum fac față situației actuale? Mă plimb foarte mult prin cartier, iau anumite străduțe, încerc să nu trec pe lângă oameni, încerc să țin distanța, port un fular în jurul gurii pentru că nu mai există măști aici. Încerc să respect pe cât posibil sfaturile autorităților, să merg la cumpărături numai când este nevoie, spălatul pe mâini niciodată nu poate să strice. În rest, încerc să țin contactul cât mai mult posibil cu familia mea. Dacă înainte mergeam de 4 ori pe săptămână la magazin, acum încerc să limitez la o dată pe săptămână. Nu mai merg la sală, nu mai întâlnesc cu prietenii mei. Mi este foarte greu pentru că totul este pe laptop, adică nu am foarte multe cărți cu mine, nu am foarte multe materiale cu mine. O zi din viața mea... Aș putea spune că diminețele sunt cele mai grele, deoarece nu am un program strict, e mult, mult mai greu să mă ridic din pat dimineața. Încerc să mă pregătesc ca și cum aș merge normal la facultate. De la 10 până pe la 12 jumate încerc să învăț puțin. De la 12 jumate la 1 jumate îmi gătesc. Apoi urmează din nou o sesiune de învățat, după aceea cina și relaxarea. Încerc să evit cumva știrile negative, care din păcate sunt foarte multe și special despre România și despre sistemul de acolo. Încerc să citesc, dar cumva mă deprimă și nu e foarte bine. Deci am încercat să fac, nu știu, ceva nou în fiecare zi, ceva care să mă bucure. Șaserile, mai gătesc ceva, mai vorbesc cu prietenii, mă mai uit la un serial. Am încercat să fac și yoga în casă. Am ales să rămân în Olanda. În paralel cu studiile pe care le fac, sunt angajată la un magazin de haine în oraș, iar riscul de a mă duce în România și de a nu mă putea întoarce la servici a fost prea mare. Riscul de a mă îmbolnăvi pe drum, în aeroport, și de a ajunge acasă în România și posibil să îmbolnăvesc pe cei dragi mie și familia mea în general, este mult, mult prea mare. Și mi-am dat seama că dacă fac această decizie și mă întorc în România, nu sunt singurul care este pus în pericol, ci pun în pericol și oamenii care îmi sunt dragi și aproape mie. Zborurile sunt foarte scumpe, acasă nu prea am unde sta și confortul de a locui singură țin foarte mult la el. La început mă simțeam destul de singură în contextul în care nu aveam cu cine să vorbesc de dimineață. Următoarea întrebare este: ce impact au avut noile schimbări asupra universității și studiilor tale? Facultatea mea s-a închis foarte devreme, toate cursurile s-au mutat online. Structura s-a schimbat foarte mult, cred că nimeni nu era pregătit pentru un astfel de eveniment. Examenele, o parte dintre ele au fost anulate, o parte dintre ele au fost mutate și ele în online. Facultatea noastră ne-a anunțat că nu știe exact cum va proceda cu toate examenele și cu toate cursurile. Este posibil să ne prelungească cursurile și pe perioada verii. Trecerea de la cursurile adevărate la cele online a fost foarte ușoară. De Paște urmează să stau acasă, probabil voi găti ceva simplu, eu nu știu să gătesc nimic tradițional sau specific Paștelui. Cum plănuiesc să o sărbătoresc, cred că acasă, făcând același lucru, poate voi mai găti ceva. Nici nu știu dacă voi putea să vopsesc ouă, pentru că nu am văzut vopsea de ouă în magazine. Cu toate că nu o să am cozonac pe masă, din păcate. O să încerc să vorbesc cât mai mult cu familia și cu prietenii mei. Și cred că voi sărbători Paștele de la distanță, dar cred că vom fi aproape sufletește. Ce ai vrea să le transmiți celor de acasă? Aș vrea să le transmit tuturor curaj,
Vremurile sunt destul de nesigure, deci dacă vreți să vă relaxați toată ziua pentru o zi și stați în pat, este ok. Cred că un mesaj foarte important ar fi, bineînțeles, da, stați în casă, aveți grijă de voi, nu vă forțați să faceți lucruri care nu le simțiți că trebuie să le faceți acum și apreciați fiecare secundă pe care o aveți alături de cei dragi. Haideți să folosim acest timp pe care îl avem pentru idei și dorințe pe care le-am avut de mult timp, dar am fost prea ocupat să le facem. Multă sănătate și aveți grijă de voi!